Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem ce vă rezervă cărțile pentru această zi frumoasă de joi, 27 aprilie 2023. Vom vedea imediat și cărțile de la Îngeraș. Da, am extras cărțile. Haideți să vedem prima carte în etalare. Este aceasta cu numărul 38. Așadar, numerele 3, 8, 11 sau 38 pot fi semnificative pentru tine în această zi de joi. Iată, această carte reprezintă chakra a patra, dragii mei, și arhanghelul Rafael. Această chakra este responsabilă, bineînțeles, după cum știți, cu problemele inimii sau cu tot ceea ce ține de afect, de emoțiile noastre, de modul în care reușim să dispunem de aceste emoții ale noastre, da? Sau să le împărtășim celor dragi. Iată, dragii mei, că nu v-am spus, cred, niciodată, dar este foarte important ca în momentul în care simțim ceva anume sau vrem să împărtășim anumite sentimente cu cei dragi sau cu o anumită persoană din viața noastră, este foarte important să facem acel lucru și să nu ne reținem, pentru că dacă ne vom reține, vor apărea blocaje la nivelul inimii. Da? Și fluxul acesta care ne unește cu cei din jur va fi întrerupt. Fluxul acesta de energie care curge dinspre noi spre ceilalți. Și mai ales este foarte important să facem acest lucru pentru a nu face ca acele blocaje să intervine la nivel de inimă și să ne poată îmbolnăvi acest organ vital al nostru, da? Pentru că din cauza blocajelor apar tot felul de probleme de sănătate și bineînțeles că noi nu ne dorim aceste lucruri. Iată, dragul meu sau draga mea, că a sosit momentul și pentru tine să îți reverși iubirea, să îți reverși sentimentele pozitive spre o anumită persoană a vieții tale sau spre mai multe persoane din viața ta, persoane care sunt acolo alături de tine întotdeauna și față de care vrei să-ți exprimi mulțumirea, respectul, dragostea, da? Pentru că este foarte bine să facem aceste lucruri, da? Acele persoane din viața noastră au nevoie să audă aceste lucruri frumoase pe care avem să le spunem. Și bineînțeles că Universul nu va înceta să ne trimită noi și noi dovezi de iubire dacă noi ne vom comporta în așa măsură, da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că este aceasta cu numărul 16, așadar numărul 1, 6, 7 sau 16 pot fi semnificative aceste numere pentru tine în această zi de joi. Iată că această carte vorbește despre răbdare. Probabil că trebuie să dovediți că aveți această răbdare în aceste momente ale vieții voastre. Nimic nu este mai important decât să fiți răbdători în momentul în care avansați anumite dorințe, anumite vise ale voastre în univers, da? Și știu că mulți dintre voi v-ați dori să fie împlinite instantaneu sau chiar dacă se poate în clipa aceea în care le lansați, dar acest lucru nu este posibil, da? Știm cu toții că trebuie să treacă o marjă de timp până când acestea vor deveni realitate în existența noastră și mai ales acest lucru va fi posibil doar pentru acele dorințe care sunt conforme cu sinele nostru superior și cu misiunea noastră personală în această viață, pentru că celelalte vise care nu sunt conforme cu realitatea noastră și cu scopul nostru personal, este foarte probabil ca acele vise să nu se împlinească pentru noi în această viață, da? Așadar, va trebui probabil să ne reorientăm de multe ori, mai ales în acele momente în care așteptăm foarte mult timp și ni se pare că nimic nu se mai împlinește pentru noi. Hai să vedem
Următoarea carte, iată, vine din partea îngerașului Ariel. Acesta îți spune: experiențe noi, mediumice și spirituale schimbă modul în care vezi lumea și pe tine însuți. Permite darurilor tale să se deschidă prin studiu, rugăciune și meditație. Iată, dragul meu sau draga mea, că cât de important este să te apleci spre aceste căi spirituale, cum ar fi rugăciunea, meditația sau tot felul de alte experiențe noi care te pot aduce mai aproape de divinitate, mai aproape de aceste ființe spirituale, ființe divine, care sunt prezente oricând în viața ta, dar de care este important să te simți și tu aproape prin aceste modalități pe care le poți găsi. Și este foarte important să adopți rugăciunea sau meditația în viața ta, pentru că acestea pot schimba modul în care tu percepi lumea și pe tine însuți sau pe tine însăți. Este foarte bine să permiți, iată, darurilor tale, da, cu care ai fost dăruit la naștere, să se deschidă spre univers prin studiu, prin rugăciune și meditație, exact cum se spune în acest mesaj. Da? De multe ori, dacă adunăm mai multe informații despre anumite domenii ale vieții noastre, anumite domenii care ne interesează foarte mult în viață și apoi promovăm aceste informații în viața noastră sau într-o anumită activitate pe care o avem, vedem cât de multe pot fi beneficiile care ne sunt aduse de acest comportament al nostru, da? De faptul că noi am venit cu acele informații în acel moment. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vine din partea îngerașului Celeste. Aceasta îți spune: urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă. Iată, dragul meu sau draga mea, că vei avea parte de această mutare, după cum se vede, dacă locuiești undeva în acest moment și nu prea îți convine locul unde stai. Văd că îți dorești să stai într-un loc mai confortabil, mai bun, poate într-o zonă mai bună pentru tine, și văd că este posibil ca în perioada următoare să te muți. De asemenea, locul tău de muncă este posibil să se mute într-un alt spațiu și acest lucru va aduce pentru tine, va aduce în viața ta o energie cât se poate de bună, cât se poate de pozitivă. Astfel încât este posibil să-ți apară și noi șanse de a promova sau de a fi promovat sau noi oportunități în calea ta, da? Oportunități pe care să le poți adopta în viața ta. Haideți să vedem, dragii mei, și următoarele cărți. Următoarea carte pe care o voi extrage din pachetul Lenormand. Iată că avem cartea cu numărul 1, care reprezintă acest cavaler venind pe calul său și care mă apropie foarte mult de cartea Cavalerul de Cupe din Tarot. Da? Acest cavaler, iată, este o persoană deosebită care găsește drum spre tine în această perioadă, draga mea. Este o persoană extraordinară care ți-a văzut calitățile și vrea să vină spre tine, vrea să te cucerească în această perioadă, vrea să-ți facă curte din ce în ce mai mult. Da? Este o persoană foarte interesată de tine și care își va arăta foarte mult, foarte vădit interesul în perioada care urmează. Așadar, deschide-te spre o perioadă în care vei oferi și vei primi din plin iubire. Și deschide-te spre o perioadă în care vei ieși foarte mult la întâlniri. Da, o carte foarte bună. Haideți să mai vedem încă una din acest pachet, care ne va revela un gând, un gând de care te poți lăsa pătruns sau pătrunsă în această zi.
Iată, acesta este gândul. Viața este simplă și ușoară. Tot ceea ce am nevoie să știu în fiecare moment îmi este revelat mie. Am încredere în mine și am încredere în viață. Totul este bine. Iată, dragul meu sau draga mea, că nu te simți străin de niciun secret al vieții care, iată, ți este revelat în orice moment. Și este bine că îți exprimi încrederea în viață și în tine însuți sau în tine însăți. Și mai ales încrederea că totul este și va fi din ce în ce mai bine. Haideți să vedem și cărțile din tarot. Iată că au ieșit aici două cărți. Wow, cât de frumos! Priviți! A ieșit mai devreme cavalerul acela de cupe și iată cavalerul de cupe încă o dată din tarot. Este clar că vă îndreptați spre o perioadă foarte romantică a vieții voastre, o perioadă care va merita să fie trăită din plin, o perioadă în care vei fi curtată, draga mea, din plin, de către această persoană deosebită. Iată, este cineva, este o persoană foarte atrăgătoare care vine la tine cu un buchet imens de flori. Este pentru multe dintre voi acel cavaler pe care îl așteptați, cavalerul pe cal alb, da? Acel personaj de poveste pe care îl așteptați cu toate, ca să zic așa, să nu zic cu toții. Dar această carte este validă, să știți, și pentru bărbați, pentru că și în viața dumnealor este posibil să apară acea persoană deosebită, persoană care să le rețină atenția și cu care să înceapă să trăiască o poveste extraordinară de iubire. Haideți să mai vedem încă o carte. Iată, avem în legătură cu acea carte a Cavalerului de Cupe, avem Asul de Bâte, care exprimă faptul că veți avea parte de un nou început, un nou început cât se poate de pasional în dragoste. Se pare că există o persoană în viața dumneavoastră alături de care simțiți o atracție deosebită și veți exprima această atracție în cele ce urmează. Vă veți deschide spre un episod cât se poate de important și cât se poate de valoros al vieții voastre. Da? Dacă până acum nu ați fost fericiți sau fericite în dragoste, dacă până acum ați avut o perioadă mai dificilă din viață, să știți că această perioadă s-a încheiat și iată, vă veți deschide spre un capitol nou, un capitol în care veți trăi și voi cu adevărat și veți simți că sunteți cu adevărat iubiți sau iubite și sunteți cu adevărat apreciați pentru ceea ce sunteți sau apreciate. Veți fi foarte împliniți sau împlinite în dragoste. Și haideți să vedem încă o carte din oracol. Iată că acest mesaj vine către tine. Privește în interiorul tău. Examinează ceea ce îți cauzează să te simți în acest fel, în felul în care te simți. Da, iată, dragii mei, că este foarte important ca în momentul în care ne simțim... Bineînțeles, în momentul în care te simți bine, nu te mai întrebi ce te face să te simți bine, pentru că te bucuri că te simți bine, da? Și atât. Dar în momentul în care nu te simți bine, este normal și firesc să apară întrebarea, oare de ce să mă simt așa, da? Și atunci vei vedea, îți vei observa gândurile tale care te vor conduce spre acest mod al tău de a te simți, poate îngrijorat, poate puțin supărat sau supărată. Și atunci este firesc să dorești să înlături acele gânduri negative pentru a face loc gândirii din ce în ce mai pozitive, care să-ți schimbe starea de spirit într-una cât mai bună. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!